puțin timp ne mai desparte de anul 2019, un an în care vom avea două bătălii electorale, vom avea alegeri europarlamentare și alegeri prezidențiale. Știm că în Partidul Național Liberal s-au înscris 49 de liberali în cursa pentru europarlamentare. Cum, care este, s-a închis lista sau s-au pus pe o anumită ordine aceste nume? Încă nu. Suntem în continuare în evaluarea candidaturilor. De asemenea, efectuăm și un mare sondaj de opinie în care urmărim pe lângă identificarea așteptărilor populației referitor la alegerile pentru Parlamentul European și mai ales la comportamentul reprezentanților României la nivelul instituțiilor europene. Urmărim și încrederea, notorietatea de care se bucură o parte dintre candidații înscriși pe listă. Cum ați primit vestea candidaturii domnului Crin Antonescu la europarlamentare? M-am bucurat că și-a depus candidatura. Este un om cu experiență politică, este un om care a condus partidul, un om care a deținut funcții importante, a fost ministru, a fost președintele Senatului, al doilea om în stat. Este un om care deja are un portofoliu de relații internaționale, plus are o carieră politică în spate. Să știți că la nivelul Parlamentului European poți să trimiți oameni care nu au experiență politică, pentru că foarte greu poți să câștige respectul partenerilor din alte țări. Și în celelalte țări, în Parlamentul European, sunt trimiși oameni cu experiență foarte mare, care au deținut poziții de miniștri, poziții de primari, poziții de premier, sunt foști premier. Adică oameni care nu se duc acolo ca să învețe abecedarul relațiilor internaționale sau a modului în care funcționează Uniunea Europeană. În plus, este necesar, pe lângă oameni care au background, o carieră în spate, trebuie să trimiți și oameni care sunt cunoscători ai unor domenii sau care au o greutate în exprimarea lor publică și negocierile care se poartă la nivelul instituțiilor europene pe diferite domenii de activitate, pentru că altfel este foarte greu să influențezi decizia dacă ești reprezentat de niște oameni care n-au nimic în spate și care nici măcar n-au o competență recunoscută într-un domeniu sau altul. Referitor la această listă a europarlamentarilor, când va fi ea finalizată și când? Nu vă pot da așa un termen. Sigur că am vrea să avem o precampanie, deci asta înseamnă că până în 15 ianuarie, 1 februarie, cel târziu, urmează să hotărâm componența. Deci, practic, ierarhizarea candidaților pe listă. Cât despre alegerile prezidențiale, a stabilit deja Partidul Național Liberal? Deci la noi lucrurile sunt simple. Noi am hotărât în Consiliul Național din martie, am hotărât susținerea candidaturii președintelui Iohannis pentru un nou mandat de președinte. Știe foarte bine că între președintele Iohannis și Partidul Național Liberal există un parteneriat cunoscut, transparent. Klaus Iohannis a candidat ca președinte al României din poziția pe care mă aflu eu astăzi de președinte al Partidului Național Liberal și că noi comunicăm, cooperăm, urmărim atingerea unor obiective comune atât în plan intern cât și în plan internațional.